conscriptul de tal internațional am zice, pentru că eu sunt venită de peste post în Basarabeancă. Accentul mi-a spus. Să știți că în Republica Moldova, mă rog, în Basarabean, la fel, în fiecare an, pe 15 ianuarie, la fel se sărbătorește de ziua lui Eminescu, prin diverse spectacole, eu mai știu, cinatul literatul și am zis parte de Eminescu, mă rog, am citit, m-am născut în Basarabia și de fiind la școală, în clasele primare, liceu și mai departe, am studiat lucrurile lui Eminescu, măcar că erau scrise în chirilică. Acum Davija e acolo responsabil. Da, așa, Vieru, Davija. Și mi-aduc aminte chiar în clasa a noua, mi-a făcut plăcerea să, alături de colegii mei, să interpretăm, să zic așa, o linie eșenită din poemul Luceanul de Eminescu. E o ecranizare a poemului Luceanul în melodie lui Eugen Doga, e superbă. Nu știu, n-am, dacă ea era să o găsim. La fel interpretată și de Ion și Adrian Teodorovici Eminescu. Doar Eminescu să ne judece, avem sau nu avem dreptate, Eminescu să ne judece. Deci e ceva superb. Și îmi pare bine că pe aria plopilor în centrul Chișinăului e chiar bustul lui Eminescu și v-am zis în fiecare an, vinde cu flori, mă rog, lumea scriitorilor, elevii la licee, facultate și așa mai departe. Îmi place mult și, sincer să vă zic, eu am terminat filologie rusă la Chișinău. Și la succes mereu pe Eminescu cu Alexandru Sergeici Pușkin, cu Pușkin. Deci, la fel, e, mă rog, mare romantic. Mare romantic, mare scriitor, mare poet, cel mai mare poet, așa. Și la fel am impresia că a trecut prin aceleași greutăți, aceleași semne de întrebare ca și Eminescu. Nu i-a fost ușor, nu i-a fost deloc. A suferit din dragoste, de iubire, pentru Natalia Goncerova, exact cum a suferit am și murit, pentru Veronica Micle, așa, dar, mă rog, a rămas în sufletul meu și un și alt, deci așa, da, am murit, da. A murit în duel. Da, a murit în duel, practic, tot pentru Natalia Goncerova, pentru femeile. Da, femeile, da. Da, femeile, așa e, femeile frumoase aduc și ei. Din păcate, și în momente de suferință, dar au procedat ca adevărați bărbați, din eu. Așa. Și îmi face deosebită plăcere. Eu ați văzut astăzi, am avut trei copilași din clasă care au recitat poeziile lui Eminescu, chiar dacă sunt încă mici, sunt clasa a cincea, dar îmi face plăcere și le place și lor să învețe, să recite, să tălmăcim cuvintele, că am zis dumneavoastră că, într-adevăr, mulți termeni cunoscuți pentru ei, mă rog, și vin și din învățământul special, dar am văzut că le place și au învățat destul de ușor. Da, sunt de apreciat, așa. Da, au depus un pic efort, așa, și foarte bucuroși, au primit, mă rog, și, uite, o cărțulie cu autografe și au rămas foarte, foarte mulțumiți. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru prezența la, să zic, nu știu, la masa rotundă sau la întâlnirea noastră.